conform noilor modificări, conducătorii auto vor fi obligați să parcheze doar în locurile special amenajate pe trotuare, marcate nu doar de indicatoare, dar și care se află la cel puțin un metru și jumătate de la clădiri. Mai mult, aceștia vor fi amendați dacă vor bloca accesul la scări sau la rampe pentru persoanele cu nevoi speciale. Potrivit autorilor proiectului, schimbările vor responsabiliza șoferii și vor permite circulația liberă a pietonilor. Completarea regulamentului circulației rutiere are drept scop aprobarea normelor ce vor determina conducătorii de vehicule să acorde o atenție sporită la modul de parcare în localități, să manifeste un comportament responsabil și să nu creeze obstacole pe trotuare pentru pietoni. Între timp, străzile capitalei sunt pline de automobile parcate neregulamentar, inclusiv pe trotuare. Chiar în această dimineață, pe o rețea socială au fost publicate mai multe fotografii cu mașini care au blocat total accesul pietonilor. Deși susțin inițiativa, șoferii care stau pe trotuar sunt indignați că de acum înainte vor avea și mai puțin spațiu pentru parcare. De ce ați parcat pe trotuar? Numai că două secunde și plecăm. Pentru pietoni ar fi mai ușor. Dar eu ca șofer, un pic, mă gândesc că mi-ar fi de două ori mai greu să găsesc o parcare. Chiar dacă știu că nu-i bine să parcăm pe trotuar, câteodată suntem obligați. С одной стороны, это правильно, чтобы люди ходили по тротуарам. С другой стороны, что делать автомобилистам? Если с локом, чтобы дать на паркеже. Во-первых, мы локом не паркали. Și pietonii, chiar dacă sunt revoltați de mașinile care circulă pe trotuare, spun că noua modificare a regulamentului nu va avea efect până când nu vor fi amenajate parcări. Cred că uitați-o chiar acolo, așa de mașină, așa de cutet cu trotuar. Cum să nu, ne încurcă, mai ales copiii, când ieșim la plimbare, e foarte aglomerat traficul, într-adevăr e foarte periculos. Ar fi bine ca guvernul, în primul rând, să creeze niște locuri speciale pentru parcări, și atunci să limiteze, iată, asta ar fi o doleanță. Anterior și activiștii de la mișcarea obștească Stop Ham au încercat să lupte cu șoferii nedisciplinați care parcau neregulamentar. Tinerii le-au împărțit acestora autocolante speciale și au alungat de pe trotuare. Potrivit poliției, șoferii care parchează neregulamentar riscă o amendă de până la 300 de lei și 2 puncte de penalizare.